Și toată Biserica Emanuel zice amin. Cântarea s-a încheiat cu această rugăciune și acum deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 12, și vom citi de la versetul 7 până la versetul 12. Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 12 și apoi din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, pe care îl vom citi împreună toată biserica. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, îl vom citi împreună toată biserica. Apocalipsa 12. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, îl citim împreună. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Amin. Doamne, lasă cuvântul acesta să lucreze în noi și lasă biruința Ta să biruiască în noi. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă invităm să ocupați locurile și continuăm cu ajutorul Domnului meditația din dimineața sărbătorii nașterii Mântuitorului. Ne-am uitat atunci în Apocalipsa și am văzut împotrivirea pe care a avut-o diavolul de-a lungul secolelor cu privire la planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Când Dumnezeu a anunțat că din femeie se va naște cineva care va zdrobi capul șarpelui, diavolul a făcut tot ce a putut ca să împiedice împlinirea acestui plan mesianic. Dumnezeu a avut o taină cu privire la modul în care se va naște Hristos și Dumnezeu și-a împlinit planul lui fără ca diavolul să știe când, unde și cum. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ, amin. Dar Biblia spune că a fost un război în cer. În războiul acela, diavolul cu îngerii lui au vrut să-L răstoarne pe Dumnezeu, să dea o lovitură de stat la adresa conducătorului Universului. Și în războiul acela, n-a luptat Dumnezeu cu diavolul, ci a luptat un arhanghel, arhanghelul Mihail împreună cu armata lui de îngeri. A fost un război în cer. În războiul acela, diavolul cu îngerii lui au pierdut bătălia și au fost aruncați pe pământ. După ce au pierdut bătălia din cer, au venit pe pământ diavolul cu cohorta lui de îngeri căzuți sau demoni. Și-au continuat lupta împotriva coroanei creațiunii lui Dumnezeu. Au continuat lupta împotriva omului. Și-a dezvoltat un plan satanic de a continua războiul acesta și de a distruge, dacă n-a putut să răstoarne pe Dumnezeu, să-i nimicească creația. Războiul din cer se continuă pe pământ. Istoria pământului nu se desfășoară doar la nivelul acesta orizontal. Mereu citim în Biblie că în istoria pământului intervin ființe nevăzute, forțe spirituale nevăzute. Și Biblia ne spune că după ce diavolul a fost aruncat pe pământ,
s-a mâniat pe femeie și s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui. Războiul acesta pe care îl poartă pe pământ, lucrările celui rău pe care le face el, sunt prezentate de Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, versetul pe care l-am citit. Și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Unul dintre motivele sau unul dintre scopurile venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ este să nimicească tot ce a lucrat cel rău. Să-i nimicească lucrările. Și la sfârșitul Evangheliei după Matei, Domnul Iisus spune: toată autoritatea sau puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Are toată autoritatea. Și cu autoritatea lui de Fiul de Dumnezeu, lucrează să nimicească lucrările celui rău. E deosebit de important pentru noi, ca și credincioși, să înțelegem ce lucrează cel rău și cum lucrează. Ca să înțelegem ce nimicește Domnul Iisus și cum le nimicește. Ca nu cumva să ne trezim că lucrăm ceva ce Fiul lui Dumnezeu vrea să nimicească. Și vrem să trăim și să lucrăm pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie slăvit și să binecuvinteze lucrarea noastră. Ce lucrează cel rău? În Apocalipsa 12, versetul 9, este următoarea afirmație. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Lucrarea diavolului este prezentată generic sub această descriere: să înșele întreaga lume. Ai fost vreodată înșelat? Te-a înșelat vreodată cineva? Te-a înșelat vreodată cineva în lucruri mai mari sau mai mici? Îmi spunea odată cineva, lucrând în lumea afacerilor și dând produse, spus, au venit niște cumpărători, ani de zile. Și de fiecare dată au venit cu banii gheață. Au luat marfa pe care au comandat-o și mi-au dat banii gheață. Și au fost atât de paroliști în tot ce au făcut, încât mi-au câștigat încrederea. După ani de zile au venit într-un an și-au comandat marfă multă și-au spus: ne pare rău, n-am putut aduce bani acum, dar de îndată ce mergem, îți trimitem banii. Și-a dat toată marfa și duși au fost. Nu le-a mai găsit nici urma. Dar nu e vorba că te înșală pentru pierdere omenești. Sunt dureroase și acestea. Diavolul care înșală întreaga lume, îi înșală ca să îi despartă de Dumnezeu și să îi ducă spre nimicire veșnică. Nu este ceva doar pe pământ și acestea sunt rele. Și planul diavolului este să nimicească planul lui Dumnezeu de a ne duce la slavă și de a petrece veșnicia cu El. Așa că este important să înțelegem că planul acesta de a înșela, de a nimici tot ceea ce a creat Dumnezeu n-a fost dus doar împotriva Domnului Iisus Hristos ca să nu se nască. După ce s-a născut Domnul Iisus, pentru că n-a putut împiedica nașterea, s-a luptat ca să-L ispitească și să-L abată de la lucrarea Lui mesianică, ispitirea Domnului. S-a luptat apoi ca să îl omoare, ca să scape de El. Și lupta diavolului cu Domnul Iisus aici pe pământ a fost nimicită de Domnul care a înviat. E la dreapta lui Dumnezeu în glorie. Și El este mântuitorul meu și al tău. El este capul bisericii. De aceea a spus Domnul Iisus: eu zidesc biserica mea și porțile iadului n-o vor birui. Acum e important să înțelegem că imaginea pe care o dă Domnul Iisus
când spune în Evanghelia după Matei 16, porțile iadului nu vor birui, nu este imaginea unei biserici care este retrasă undeva, într-o cazemată, într-o cetățuie, o fortăreață și se apără ca să nu intre diavolul înăuntru. Imaginea este cu totul alta. În vremea aceea, bătăliile se dădeau la porțile cetății. Și când Domnul Iisus spune porțile locuinței morților a iadului nu vor birui, biserica ia cu asalt iadul. Biserica este la porțile iadului. Și acolo câștigă bătălia. Oare câți dintre cei din jurul nostru sunt la porțile iadului? Oare câți în anul care intrăm vor pleca de pe pământ și sunt acum pe buza iadului? Biserica are făgăduința că va câștiga. De aceea avem timp de rugăciune. De aceea avem zile de post și rugăciune. De aceea avem lanț de rugăciune. De aceea avem săptămână de evangelizare și spunem, Doamne, dă biruință bisericii tale. Oare câți dintre ai mei sau ai tăi sunt la porțile iadului? Hristos a venit să nimicească puterea iadului și să-i mântuiască pe cei dragi ai noștri. De aceea ne încurajăm în rugăciune. Și fratele David a spus, e mare făgăduința aceea să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să luptăm cu Dumnezeu pentru mântuirea celor dragi. Domnul Iisus Hristos se uită la planul celui rău nu doar împotriva lui, ci împotriva întregii omeniri. Diavolul vrea să înșele întreaga lume. Care sunt mijloacele de înșelare? Cum îi înșală diavolul? Sunt câteva mijloace pe care le folosește și nu o să le putem inventaria pe toate, menționăm doar câteva în seara aceasta. Mai întâi, unul dintre cele mai eficiente mijloace de a înșela este suprastimularea senzorială. Vă rog să rețineți. Una dintre cele mai eficiente metode ale diavolului de a înșela este suprastimularea senzorială. Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne-a creat și ne-a înzestrat cu simțuri. Cu văz, cu auz, cu miros, cu gust și pipăit. Sunt simțurile pe care le-a dat Dumnezeu ca să putem să ne desfășurăm viața aici pe pământ. Dar simțurile acestea pe care le-a dat Dumnezeu, ni le-a dat pentru ca să ne trăim viața aici pe pământ, nu robe ai simțurilor. Când diavolul se ocupă de cineva ca să-l înșele, îți oferă lucruri care te suprastimulează senzorial. De exemplu, în cartea Geneza, în capitolul 3, când diavolul a înșelat-o pe Eva, ne spune Biblia că i-a atras atenția asupra pomului cunoștinței binelui și răului și dintr-o dată i-a exacerbat simțurile. Simțurile au devenit dominante. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, promitea mult la gust, plăcut de privit, de dorit. Simțurile supralicitate încep să activeze dorințele și decizia. Când Biblia ne-l prezintă pe Samson, omul pe care Dumnezeu l-a planificat să fie un mare judecător și eliberator, de îndată ce diavolul a început să-l ispitească, i-a supralicitat simțurile. S-a dus înspre Filistia și a văzut. Și când a văzut, nu s-a mai putut stăpâni. În cartea Proverbelor, la capitolul 7, Biblia ne prezintă un tânăr care este ispitit de diavolul și este suprastimulat senzorial. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați și am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Umblă pe unde n-ar trebui. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine
Și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Era în amurg de seară, în noapte întunecoasă și neagră, și a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o prostituată și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i putea sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile, l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine și i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire și mi-am împlinit jurințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut, te-am găsit. Mi-am podobit patul cu învelitori, cu așternuturi, mi-am stropit așternuturi cu smirnă, aloie, scorțișoară și îi prezintă toate lucrurile care îi stimulează simțurile. Și tot vorbindu-i, l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare și deodată a început să meargă după ea. Cum? Vă rog să ziceți cu glas tare. Nu ca bărbatul, ci ca boul. Ca boul, suprastimularea simțurilor i-a atrofiat mintea, discernământul. De ce e important să înțelegi acest lucru? La ora actuală, toată industria mediatică vizuală este orientată spre suprastimularea simțurilor. Industria aceasta care captivează de la site-uri pe internet, de la telefoane, de la video, de la clipuri, de la televizor, sunt puse toate ca să suprastimuleze simțurile. Și oamenii intră în robia aceasta și nu se mai pot opri. Este o mega înșelătorie. Pentru că tot ce-ți promite este o mega minciună. Întrebare. Dacă ești mor de foame și te uiți la televizor la oameni care au un ospăț și mănâncă acolo pe ecran, îți dă și ție? Mănânci și tu din bucatele lor? Te uiți acolo și doar salivezi. Nimic altceva. Și când s-a terminat emisiunea, ești flămând și amăgit. Ești mor de sete. Și te uiți la ei cum toarnă băuturi răcoritoare. Bei și tu? Ești la fel, singur. Simți nevoia să te iubească cineva și te uiți la site-uri sau filme de dragoste. Și salivezi și rămâi dezbrăcat de tot ce e sfânt și este mega șelătorie. Toată industria aceasta erotică și pornografică este o mega șelătorie care distruge mintea, distruge sentimentele și este mega înșelătorie. Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului. M-a întrebat cineva, care este rezoluția mea pentru anul următor? E foarte simplă. Tot timpul pe care l-aș fi dat să mă uit la televizor, să îl dau pentru citirea Bibliei. În loc să mă duc și să îmi las ochii și urechile să fie stimulate de ceea ce îmi vând ei acolo, am luat hotărârea să mă duc la Sfânta Scriptură, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu care este duh și viață. Este pâinea vieții, este lumină pe cărare, este cuvântul lui Dumnezeu care îți dă putere. Și cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după mediatic, îndreptându-se după cuvântul Domnului. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Acum știu că vorbesc împotriva unui curent care a prins enorm de mult și în pocăiți. Probabil că unii abia așteptați să se termine, să vă duceți acasă, să porniți televizorul. Și o să ziceți, m-am distrat la televizor de anul nou. Te-ai păcălit la televizor de anul nou. Probabil că una dintre cele mai adevărate lozinci care s-au strigat în România în anii 90 ceva a fost, ați mințit poporul cu televizorul. Vă aduceți aminte? Strigau oamenii, ați mințit poporul cu televizorul. Dar abia aștept să te duci să te mințească cineva, să te mintă. E o mega înșelătorie. A doua metodă pe care o folosește diavolul ca să înșele
este promisiunea că lucrurile materiale îți vor împlini nevoile spirituale și emoționale. Promisiunea că lucrurile materiale îți vor împlini nevoile spirituale și emoționale. Și când ți-a oferit această metodă de șrătorie, încep să umbli să aduni lucruri materiale. Încep să lucrezi și să intri în afaceri și să intri în tot felul de combinații și pe măsură ce te duci în ele, ai tot mai puțin timp pentru suflet. Ai tot mai puțin timp pentru familie. Ai tot mai puțin timp pentru Scriptură. Ai tot mai puțin timp pentru Biblie. Ai tot mai puțin timp pentru biserică. Ai tot mai puțin timp pentru cor. Ai tot mai puțin timp pentru misiune. De ce? Suntem supraocupați cu ce? Alergăm după lucruri materiale în speranța că după ce le vom aduna, vom fi mai fericiți. Acum, știu că majoritatea o ducem greu de la salar la salar, de la taxe la impozite, de la întreținere la mâncare și e greu. Dar în același timp, după unele statistici, peste 10 milioane de români au plecat din țară, pentru suflet au plecat. Ce ziceți? Pentru suflet au plecat. Au plecat crezând că va fi o pâine mai bună. Prin mila lui Dumnezeu, unii dintre cei care au plecat după ce au ajuns acolo și au dat seama că au nevoie de hrană pentru suflet și au plantat biserici acolo. Să-i binecuvinteze Domnul acolo. Și sunt biserici și se adună. Și vin frații flămânzi după cuvânt sute de kilometri. A fost fratele Viorel Fofiu cu noi și el călătorește vreo 160 de kilometri de unde stă până la biserica pe care o păstorește în fiecare duminică, în fiecare săptămână. Și sunt alții care vin de la asemenea distanțe pentru că au descoperit că lucrurile materiale nu pot împlini nevoile spirituale. Numai că, pe măsură ce ne uităm la acele lucruri materiale, intrăm în logica lui Acan. Știți ce ne spune Acan? Când Dumnezeu i-a spus lucrurile acestea sunt date spre nimicire, a văzut mantaua și aurul și argintul și Acan a zis, am dat lovitura. Și captivat de lăcomia aceea și de dorința de a avea ceva, nu cerute de la Dumnezeu, nu date de Dumnezeu, ci obținute printr-o metodă falsă. Și-a nenorocit viața și-a nenorocit familia. Vă aduceți aminte de Balaam? Îl cheamă Balac, împăratul Moabului, să blesteme cuvânt, să blesteme poporul lui Dumnezeu. Și spune, Balaam, dacă vii, îți dau bogății, îți dau aur, îți dau cinste, îți dau lucruri materiale. Atât de atrăgătoare au fost promisiunile încât noaptea când Dumnezeu îi vorbește lui Balaam, întreabă, cine sunt oamenii care au venit? El spune, au venit de la Balac, fiul lui Țipor, din Moab, să mă cheme, să blestem. Și Dumnezeu îi spune, să nu cumva să te duci cu ei. Și a doua zi Balac spune, nu pot să mă duc și oamenii spun, da, de ce nu poți? Nu mă lasă Dumnezeu, dacă n-ai înțeles bine. Bine, mă mai duc să stau de vorbă cu Dumnezeu. Și se duce la negocieri ca Dumnezeu să-i dea voie să meargă cu ei. Și pe măsură ce se uită la câștiguri, se îndepărtează de Dumnezeu și se duce tot mai departe de voia lui Dumnezeu. În drumul acela, Dumnezeu îi iese înainte și iese înainte un înger al Domnului care îi blochează calea. Balaam era călare pe măgăriță. Vă rog să înțelegeți. În clipa aceea, ochii lui sunt așa de orbiți de câștig, încât nu vede nici cât vede măgărița. Măgărița vede îngerul Domnului și el nu vede. Nu-l vede. Măgărița se oprește și începe să-și bată măgărița că nu merge la drum. Și în clipa următoare se întâmplă ceva incredibil. Câți ați crescut la țară cu animale? Mâna sus cei care ați crescut la țară cu animale. Mulțumesc să ne binecuvinteze Domnul să aibă milă de ceilalți care le-a văzut numai la televizor. Animalele de la televizor nu sunt ca cele de acasă. E mare diferență. Ce ai fi făcut dacă fiind
cu vaca sau calul sau mai știu eu care alt animal să se întoarcă la tine să vorbească cu tine. Dacă în timp ce eram la burzuc s-ar fi întors vaca să-mi vorbească, aș fi fugit de aș fi mâncat pământul. Când măgărița îi vorbește lui Balaam și întreabă, de ce mă bați? În loc să înțeleagă, Doamne, e ceva incredibil. Se întâmplă ceva supranatural. Spune, de-aia te bat că îți bagi joc de mine. Observ cum dorința aceea de câștig orbește mai mult decât văd animalele. Acum, noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și cerem de la Dumnezeu pâine și cerem sănătate și pricepere să lucrăm și să câștigăm lucrurile, dar nu să intrăm în robia lor. Nu să sacrificăm lucrurile lui Dumnezeu pentru lucrurile de pe pământ. De aceea, în vremea de acum sunt oameni extrem de obosiți, nu mai au timp de rugăciune, nu mai au timp de Biblie, nu mai au timp de biserică, de misiune, pentru că sunt în robia lucrurilor materiale și n-au ce spune Domnul Iisus. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și ce o să faci cu toate lucrurile acelea dacă ți-ai pierdut familia? Ți-ai pierdut copiii? Ți-ai pierdut armonia? E metoda diavolului de a te înșela cu lucruri materiale. Și în cele din urmă, mai are o metodă. Să ne înșele cu prestanță, cu prestigiu, cu poziție, cu mândrie. Când s-a dus diavolul să-l ispitească pe Domnul Iisus, în ultima ispitire, zice Biblia, că l-a dus pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului cu toate bogățiile lor și a zis, toate astea ți le dau ție, dacă nu te mai închin lui Dumnezeu, ci mi te închin mie. Ce poziție extraordinară îți dau! Ce prestanță extraordinară! Să conduci toate împărățiile lumii, toate acestea ți le dau, numai să nu te mai închin lui Dumnezeu. Și de îndată ce îți oferă o funcție, cu condiția să te îndepărtezi de Dumnezeu, să nu mai fii atât de strict în umblarea ta, să mai faci niște compromisuri, diavolul îți fură mintea, îți fură perspectiva cerului și dintr-o dată prins de aceste lucruri. Intri în această logică a înșelătoriei. Acum, frumusețea este că Fiul lui Dumnezeu a venit să le nimicească toate acestea. Fiul lui Dumnezeu a venit să le nimicească. Să nimicească puterea asupra simțurilor noastre. Să nimicească puterea de a ne folosi ochii, urechile, să ne folosească mâinile și picioarele, să ne folosească gustul și pipăitul în alte scopuri decât să trăim sfânt pentru slava lui Dumnezeu. Una dintre cântările frumoase ale copiilor pe care le-au învățat, ai grijă gură mică? Ce vorbești? Ai grijă ochișor? Ai grijă picioruș? Unde calci? Ai grijă urechiușă? Ce asculți? Vă aduceți aminte de cântarea aceea? Pentru că a venit Fiul lui Dumnezeu să ne libereze simțurile din această robie. A venit ca să ne îndrepte lucrurile spre cele cerești. Să ne îndrepte lucrurile spre Cel care este deasupra tuturor, Domnul și Mântuitorul nostru. A Lui să fie slava. A venit să ne libereze. Vei fi eliberat în noaptea asta de robia simțurilor? O să zici, bun, frate Paul, dar cum să-mi petrec seara? Păi cum să-mi petrec seara dacă nu mă duc la... Cum să fac? Asta înseamnă că ai ajuns deja dependent. Imaginează-ți un bețiv la care spune seara asta, ascultă, e seara de Revelion, ia hotărârea să nu mai pui mâna pe pahar și tot ce ai pahar și băutură scoate afară din casă. Și ce o să-mi spună bețivul? Și eu cum mă distrez în noaptea asta? Eu cum petrec noaptea? Deci mi-ai luat sursa distracției. Mi-ai luat elementul care dă conținut nopții mele, zilelor mele. Mă rog ca Dumnezeu să ne elibereze. A venit să ne elibereze din robia lucrurilor materiale. De aceea a spus,
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și ne-a învățat că nu suntem proprietari, ci suntem doar administratori. Nu suntem proprietari, ci doar administratori. Ca administrator dau socoteală proprietarului cum i-am administrat bogățiile. El este proprietarul banilor, a casei, a mașinii, a hainelor. El este proprietarul tuturor resurselor mele. El este cel căruia îi dau socoteală. Am auzit de un om de afaceri care și-a deschis o firmă și l-a făcut pe Domnul Iisus partenerul majoritar. I-a dat 51% din acțiuni Domnului. Știi ce înseamnă asta? Cine ia decizia în firmă? Majoritarul, așa-i? A vrut să spună: nu vreau să fiu robul firmei mele. Vreau să-i aparțină lui Dumnezeu. O să ziceți: frate Paul, dacă așa murim de foame. Îngăduiți-mi să vă spun următorul lucru. Nu o să murim de foame. Nu vă îngrijorați ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Tatăl vostru care este în ceruri, știți că aveți trebuință de ele. Îngăduiți-mi o mărturie în seara de anul nou. De 30 de ani lucrez cu Universitatea Emanuel împreună cu colegii. După toate regulile de piață, după toate regulile de marketing, după toate regulile concurenței în lumea academică, Universitatea Emanuel trebuia să se desființeze de mult. De ce? Pentru că nu primim bani de la stat, pentru că trăim cu ceea ce ne dau frații, cu ceea ce ne dau surorile, cu ceea ce ne dau bisericii și oamenii cărora Dumnezeu le atinge inima. Numai că la fiecare sfârșit de lună trebuie să plătim toate taxele, toate impozitele, toate salariile, toate bursele, toate utilitățile la fiecare sfârșit de lună. Și sunt aici surorile de la contabilitate și dânsele știu când veneau la mine la birou prin 22, 24, 26, 28, 29 ale lunii să spună: frate Paul, ce facem? Că trebuie să plătim facturile. Și răspunsul meu era: Dumnezeu știe că trebuie să plătim facturile și dacă Dumnezeu este onorat în școala aceasta, ne poartă de grijă. Frați și surori, de 30 de ani, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ultima experiență de felul acesta a fost în vară, în iunie, când am fost în Statele Unite ca să prezint proiectele școlii și să încerc să adun resurse. M-am întors de acolo fără niciun fel de promisiune și niciun fel de resurse. M-am întors apăsat și cu întrebări și frământări în suflet. Că vii din lumea tuturor resurselor și nimeni nu s-a oferit să facă nimic pentru școală. Am ajuns acasă și am primit un telefon de la o soră dintr-un sat de care n-am auzit în viața mea din județul Arad. N-am întâlnit-o pe sora aceea niciodată. A dat telefon și a spus: frate Paul, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac o donație pentru Universitatea Emanuel. Cum s-a întâmplat? Și a zis: am auzit o predică. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă și a făcut donație 40.000 de euro. O femeie în vârstă. Și am întrebat o soră: cum ați făcut? Și a zis: am moștenit ceva și am vândut și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să dau Universității Emanuel. Știți ce am înțeles? Că dacă Dumnezeu vrea să ne dea pâinea, ori ne-o dă prin America, ori ne-o dă prin Burzuc, ori ne-o dă prin Oradea, ori ne-o dă printr-un sat neauzit de nimeni dintr-un alt județ, Dumnezeu este Cel care ne dă pâinea, amin! Mulțumesc că ne-o dă și prin Biserica Emanuel, să vă binecuvinteze Domnul! Mulțumesc că ne-o dă și prin fratele David, să-l binecuvinteze Domnul! Mulțumesc că ne-o dă prin atâția alții! Dar Dumnezeu este Cel care ne-o dă, de aceea spun: mă tem pentru ziua când Universitatea Emanuel nu va sta pe genunchi să spună: dă-ne pâinea de toate zilele, ca să o mâncăm pentru slava ta
și să trăim pentru slava ta. Să nu fim în robia lucrurilor materiale. Ne întoarcem de la ele ca administratori și dăm slavă stăpânului. De asemenea, a venit Hristos Domnul să ne scape de înșelătoria îngânfării și prestigiului și pozițiilor din lumea aceasta. Am tot respectul pentru oamenii care sunt pe funcții, cu anumită responsabilitate, dacă nu sunt robii mândriei și a funcției. Ați întâlnit oameni care după ce au ajuns pe o funcție, nu-i mai ajuns cu prăjina la nas? Ați văzut oameni care de îndată ce au ajuns pe o funcție, dintr-o dată umblă așa scrobiți de parcă au înghițit un făcăleț sau ceva, o sucitoare, ceva. Nu-i mai ajungi. Sunt așa de deprinși, de importanți, de îngânfați. Hristos a spus, cine vrea să fie cel mai mare, să fie robul tuturor. Pentru că celor smeriți le dă har. De aceea când stăm înaintea lucrărilor pe care le face Domnul, le-a nimicit pe toate, dar în schimb, ne spune Domnul, cine se smerește va fi înălțat. E înălțare pe care o duce El. E eliberare pe care o duce El. E pâinea pe care ne-o dă El. Este perspectiva pe care ne-o dă El. Și dacă ar fi să plecăm în veșnicie, ne ducem exact în glorie la dreapta Tatălui. Când una dintre rachetele cosmice se îndrepta spre spațiu, comandantul era credincios și înainte de a pleca spre rampa de lansare, a petrecut timp cu familia, s-a rugat cu familia și băiatul a întrebat, tati, ce se întâmplă dacă se defectează naveta cosmică? Și tata i-a spus, dragul meu, dacă se defectează naveta, tata va zbura și mai sus. Înțelegeți? S-a defectat naveta. Și a zburat și mai sus. Va veni ziua aceea. Când de aici, din trupul acestea care îmbătrânesc, de aici, din lumea aceasta care e supusă morții și păcatului, din lumea aceasta în care a venit Hristos ca să ne izbăvească, vom pleca spre veșnicie. Și cântăm, mi-e dor de veșnicie, ca ranei de balsam. Dacă ai plecat noaptea asta, ai plecat mai sus? Sau ai plecat adânc de tot? Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească înșelătoria diavolului, că poți să trăiești fără Hristos. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde? Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Ești așa de bun cu noi, Doamne. Mulțumim că nu ne-a lăsat pe mâna șarpelui cel vechi, a balaurului care șală întreaga lume. Mulțumim că n-ai lăsat să ne orbească mintea și să ne înrobească și ai venit să ne eliberezi din robia păcatului și a lumii. Ai venit să ne scoți din mocirlă. Ai venit să ne îmbraci în neprihănirea ta, să ne schimbi viața, să ne naști din nou, să faci din noi copii de Dumnezeu. Mulțumim că ai venit să ne scapi din robia simțurilor, din robia lucrurilor materiale, din robia mândriei și a lăudărșiei veacului acestuia. Mulțumim că ai venit să ne faci ai tăi. Mulțumim că ne-ai păzit de-a lungul anilor. Mulțumim că ne-ai binecuvântat cu sănătate și cu minte. Mulțumim că ne-ai binecuvântat cu credință. Mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul care ai promis că ne porți în carul Tău de biruință. La sfârșit de an spunem, binecuvântat să fie numele Tău. Ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm, nu ne lăsa să ne înșele cel rău. Nu lăsa să ne rătăcim de la calea cea dreaptă. Nu lăsa să fim înșelați de înșelătorul. Și învață-ne, Doamne, să călcăm pe urmele Tale în fiecare zi. Pentru aceia care sunt prinși în lanțuri, înșelați, mijlocim în seara aceasta, Doamne, Te rugăm, smulge-i și pe ei de acolo. Te rugăm să-i aduci la crucea Domnului Iisus. Ne rugăm în sângele jertfei de la Calvar să speli viața fiecăruia. Ne rugăm prin puterea Duhului să rup orice legătură a păcatului. Ne rugăm pentru aceia care sunt prinși de mersul lumii acesteia, Doamne, Te rugăm să le ieși înainte. Prin puterea Ta, Doamne, și prin harul Tău, Te rugăm să faci din ei copii de Dumnezeu. Ne rugăm să Te atingi de inima lor. Ne rugăm să le luminezi mintea. Ne rugăm să le activezi voința.
și ne rugăm, Doamne, să le scrii numele în cartea vieții. Și acum stăm cu capetele plecate. A venit Fiul lui Dumnezeu să nimicească lucrarea celui rău. Și îl va nimici pe cel rău în ziua aceea stabilită de El. Când împreună cu toți acei care s-au dus pe calea celui rău, va rosti judecața aceea, mergeți de la mine blestemaților în focul cel de veci. Și în ziua aceea va spune, veniți binecuvântații Tatălui. În împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, în împărăția dragostei, a harului, a mântuirii. Unde ai vrea să te așezi în ziua aceea? Depinde de alegerea din ziua de astăzi. Dacă ești gata să-i spui, Doamne, eliberează-mă și pe mine din robia lumii acestea, din robia păcatului, mântuiește-mă, primește-mă și pe mine. Înalți o rugăciune înaintea Domnului. Și în încheierea seara am vrea să ne putem ruga și noi pentru tine. Dar dacă ești gata din adâncul inimii să spui, Doamne, în seara aceasta vreau să pun capăt umblării mele pe calea păcatului. Vreau să mă întorc la tine, să-ți cer iertare, să mă mântuiești. Acolo unde ești, înalți o rugăciune din toată inima, pentru că El ascultă rugăciunea. Dar în același timp, arată-mi printr-o mână ridicată că inima ta se deschide pentru Domnul și ești gata să-L primești. La balcon, dacă este cineva, adică mâna sus și ține o clipă să vă binecuvinteze Domnul, slăvit să fie, dacă slăvit să fie Domnul, să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este cineva, oriunde ești. Mâna ridicată sus este semnul că din adâncul îi spui, Doamne, mântuiește-mă și pe mine în ultimele ceasuri ale anului. Primește-mă și pe mine. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea a Lui să fie slava, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, dacă este cineva. Adică mâna sus și ține și spune, Doamne Iisuse, primește-mă. În seara aceasta scrie numele meu în cartea vieții. Să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva aici jos, să vă binecuvinteze Domnul. A Lui să fie slava. A venit să nimicească lucrările celui rău, dar a venit să binecuvinteze copiii Lui. Binecuvântarea Lui să fie peste noi și în seara aceasta și în noaptea aceasta și în toate zilele până la venirea Lui. Amin.